Oh, salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Stam, fraților, pe ruby.nefrite.ro. Bă, am mai muncit, am făcut și eu aici niște bănuți. Stai așa, slash ID, Zetov. Mai arată că am 12 FPS-uri, este un bug la chestia asta, nu știu ce are. Am level 2, am mai făcut niște bănuți, am 500k. Am făcut pizza până acum, da, credeți-mă, chiar am făcut pizza până acum. Fac pizza de oră și ceva. Am câștigat și la un quest 3 rubiuri, deci mă simt foarte bine, frate. Da, nu pot să rezolv bugul ăla, am încercat să caut pe net bugul cu Windows Mode la Windows 10, n-am ce să fac, Windows 10 mai tare, o să rămân cu Windows 10, contează că merge să joc SAMP, asta contează. Dacă n-ar merge să joc SAMP, n-aș fi de acord să am Windows 10. Hai un pic să-mi pun microfonul aici, gata, am pus microfonul mai așa, trebuie să-mi dau așa și ăsta mai jos. Da, și dacă mai aveți episoade de SAMP în continuare, oricum zilele astea, adică voi când vedeți episodul ăsta, eu deja sunt plecat la bunici, numai că, da, filmez mai multe episoade, hai un pic. Așa. Filmez mai multe episoade acum că de la țara nu s-am cum să filmez pentru că nici n-am net bun acolo. O să fiu pe server, mă găsiți numele de Zetov, 1000 din 1000, mamă. O să mă găsiți numele de Zetov, numai că nu o să pot să filmez pentru că e netul prea prost acolo și laptopul e prost și alea. Nu o să pot să filmez. Dar nu este nici măcar cea mai mică problemă deoarece... Aveți episoade, gen, nu vă plictisiți, aveți episoade. Pentru că astăzi o să filmez vreo 7-8 episoade ca să am pentru multe zile. Și după aia când o să mă reîntorc acasă, o să filmez și mai și mai mult. Da, pui-mi, frate. Hai să vedem. O să filmez cât de mult pot, frate. O să filmez numai SAMP, CSGO o să pun, dar oricum, acum v-am zis, seria principală trebuie să fie SAMP pentru că de-abia s-a deschis serverul ăsta și am să joc foarte mult pentru că, vai, vreau să fac ore, vreau să fac level, vreau să fac toate, să-mi cumpăr și un comp premium ceva când o să se facă donațiile, știi? Bă, nu donațiile, plățile. Deci, da, o să aștept un pic, stați un pic. Gata. Mai avem de așteptat ceva. Stați un pic să ne pune să o luăm, uite pe aici. Da, serverul e 1000 din 1000 de atunci, adică când am filmat episodul anterior, nu mai scad, adică 1000 din 1000, bine, 999, după aia, uite, iese, intră, iese, intră, vedeți? Da, și... Ce să zic, băieți? Pui mei. Fac tot cu pizza, tot cu pizza, pentru că vreau să fac un caca, ca să fim băieți dotați. Și după ce fac un caca, o să... Să zic, o să stau mai liniștit. Bine, deocamdată oricum, ore jucate nu prea am cum să fac decât să mă prim cu asta de la pizza și să fac și bani în același timp. Dar după aia, când o să fie facțiuni, o să fiu mult mai ocupat cu raportul, știi? Și, na, poeme. Helperii nu sunt prea aici, uite, vedeți, și admin, și doar awake și încă 2, mi se pare, nu? Mă rog, avei și încă 4. Încă 3, mă rog. Dar zic așa ca idee, frate. Abia aștept să se aleagă și helper și admin ca să putem să punem și noi întrebări. Dar sincer, eu dacă aș vrea să fac să iau o funcție pe serverul ăsta, aș vrea funcția de helper. Și în caz de, adică nu știu, cred că pot să refuz gen apul la admin. Pentru că nu m-aș descurca cu adminul, deoarece, v-am zis, liderul de facțiune e prea greu, având în vedere timpul meu liber. Și... Bine, acum e vacanță și stau toată ziua, dar nu o să vină școala, nu o să mai pot să stau toată ziua. Deci, având în vedere timpul meu liber, liderul e prea mult și adminul la fel, e prea mult. Deci, helper-ul ar fi cel mai bine, că dai doar next. Next. Și... Răspuns la întrebări. Atâta face helper-ul. Mă, adică, bine, atâta poemei mei. Atâta, asta e cel mai important lucru pe care îl face helper-ul. Acum că mai îți dau un... Mă rog, v-ați prins voi, deci nu e așa de greu să fii helper. Bine, mai greu să obții helper-ul. Da, nu m-aș descurca, dar admin chiar nu vreau, pentru că admin cu reporturi, cu alea, cu puii mei, ba, că nu i s-a dus arma jos și face C-bug și alea, mă rog, și e mai complicat. N-aș vrea să mă complic cu adminul, chiar dacă, na. Unii, chiar dacă joacă jumătate de oră pe zi, chiar ar vrea să aibă admin, eu nu. Și dacă am ocazia să joc o oră, două pe zi, nu vreau să fiu admin. Mi se pare, nu mi se pare tâmpenie, dar trebuie să ai mult timp liber, trebuie să ai toată ziua. Adică nu toată ziua, trebuie să stai măcar 4-5 ore, că, pui mei, frate. Na, până la urmă e o funcție, trebuie să ții de ea, trebuie să fii mai grijuliu, trebuie să vezi fiecare detaliu, la un report, ceva, ca să nu-i dai bala la degeaba și să fie și ăla mulțumit. Nu, pui mei, v-ați prins, băi. Bine, nu mulțumit. Și cu afacerile și cu astea, de căcat. Nu am timp liber pentru asta. Pentru helper aș avea timp, adică nu v-ați plictisi și voi în videoclipuri. Dar poate când o să termin liceul, atunci o să
fiu lejer și o să... Nu liceu, doamne, că nu o să termin clasa 8-a și o să ajung la liceu, o să fiu mult mai lejer. Și poate atunci o să aplic pentru o funcție. Asta mai grea un pic. M-ar fi leader sau helper, după aia, na, pâine. Dar, na, asta e faza. Pentru că zic unii că nu-ți garantează să fii admin după helper, dar dacă ești bun și te văd ca lumea, iei 100% admin după helper. De aia e de căcat, pentru că eu n-aș vrea să fiu admin, aș vrea să fiu doar helper. Pentru că la cât am fost eu ajutat, zic și eu că ar trebui să ajut pe cineva. Și admin nu-i prea greu, deocamdată. După ce termin școala, bine, tot școala e și aia, numai că zic așa, că după ce termin clasele 1-8, ăsta 5-8, după ce termin din gimnaziu, practic, mă pot duce liniștit. Ies clasa 8 acum, zic așa că e de la anul, adică mai e puțin timp. Dar să vedem cum o să fie și cu liceu, pentru că, na, pui mei. Și atunci o să mă descurc. Ok, pizza. Da, trebuie să aștept, da. Am făcut și eu ceva bani din câte vedeți aici, am 500k cu 200k, 700 și ceva de k. O să muncesc oricum și la bunici, mamă, cât o să stau online pe jocul ăsta, o să rup orele. Câte ore am? Stai că nu pot să mă uit așa, stai să dau jocul bară, că eu l-am pe Steam, să am puștim. Hai să vă arăt și vouă. O să rup jocul ăsta, frate, de display capture. Uite, frate, câte ore am? 1563 de ore am pe Steam. Pune mei. Bine, la eu, ba, asta că am închis ceva, nu știu ce am închis. Ah, ok, asta l-am închis. Problema e că... Na. Sper să meargă ok netul, pentru că nu știu dacă am plătit netul pe tabletă. Bine, o să se rezolve, zic așa. Bine, nu eu îl plătesc, dar zic așa că e de... Sper că s-a plătit. Bine, nu e mult, dar zic așa că e de... Pentru că... Na. Trebuie să am acolo nelimitat, pentru că o să-mi pun tableta pe dulap și o să stau normal și o să mă joc pe laptop. Samp, nu? Deci sper să fie totul ok și bine și frumos și delicat și totul să fie ok, bă, băieți. Ok. Bă, altceva deocamdată pe Ruby n-am ce să fac în afară de asta și... și să strâng rope points-uri, să... Na. Dar nu prea ai cum să stai cu Steve-ul, pentru că 1000 dintr-o mie și pentru că kick. Da, na, ce să faci? N-ai ce să faci. Mă rog. O să vedem noi ce facem deocamdată. Ce v-am zis, o să mă duc, stai un pic, ce? Mă rog. Dai un pic de sprint. Bă, stai, unde e? Să mor tu că e în lăvă. Am luat-o greșit dacă e în lăvă. Wow, luat-o greșit. De fapt nu o să întorc, o să iau pe aici și o să urc pe pod și o să iau în lăvă. Da, sper că nu o să vă plictisească doar joburile, dar am ce să fac pentru că asta trebuie să filmez. Bine, nu o să filmez în toate episoadele, doar joburi. O să mă duc și la... să dau un rob, poate până diseară, poate strâng 10 rob point-uri și dau și un rob. Nu știu, o să văd oricum. Câteva zile trebuie să suportați episoadele astea sau nu un episod deloc. Dar eu zic că nu rezistați voi fără Sam, pentru că știu abonații foarte bine, stați un pic. Îmi știu abonații foarte bine și nu rezistă băieții fără Sam, așa că trebuie să postez Sam. Yay! De sprint, bagă sprintul, un pic. Așa. Bagă sprintul, boss. Nu te împiedică nimeni să bagi sprintul. Da. Băi, eu zic că e super bună calitatea cu OBS Studio. Na, m-am mutat pentru că băieții că e mult mai optimizat, pentru cei care nu știu. Și na, poimi. By the way, am văzut că domnul XP Gamer, adică, da, știți și voi pe băiatul ăla și n-am nimic cu el, adică pe unii Dumnezeu îi lasă mai proști, pe unii îi face mai descepți, ce pui mei, dar zic așa că e de... Tot se plângea că știi că YouTube-ul a făcut nu știu ce chestie de promovări, să-și promoveze videoclipurile nu știu cine pe nu știu câți lei, frate, e și logic, pentru că nu cred că tu ți-ai face o firmă, așa, moca, adică nu moca, dar... Să nu câștigi nimic din ea, adică tu să investești sale, să schimbi. Adică gândește că sunt niște servere pe care stau, pe care stau videoclipurile tale și videoclipurile tuturor și toată platforma asta. Și alea
uite, de exemplu, se fute un hard disk, trebuie schimbat, se fute nu știu ce, trebuie schimbat, știi? Și sunt scumpe și, păi, mi-e de unde se scoată, frate, adică, bine, oricum, banii oricum scot, au banii gârla, adică, zic așa, ca idee, dar logic au făcut chestia, pentru că vor să aibă cât mai multe surse de bani, în puie mea. Deci, ce căcat, și plus că alea doar niște reclame care apar la începutul videoclipului și în recomandate, nu, ei nu știu ce, dacă tu ai avea, gen, multe vizualizări, îți apare videoclipuri recomandate. Și dacă te uita la videoclipuri de genul, mă rog. Dacă eu mă uit la Samp, logic că în recomandate mi-apar videoclipuri cu Samp. Dacă eu mă uit la Minecraft, logic că mi-apar în recomandate videoclipuri cu Minecraft, nu? Asta e toată faza, nu? Că, vai, că plătește nu știu cine de apare în recomandate și alea, nu, frate, nu e așa. Poie mei. Awake n-a pornit donațiile pentru că nu știe că o să țină serverul și sper să țină, pentru că eu o să stau pe serverul ăsta mult. Ce uși postat, ce n-ai făcut? Cum îl cheamă pe ăla? Stai, îl cheamă... ce? A, lol, mi s-a părut că îl cheamă R, azi, mă rog. Am văzut, îl cheamă Awake, lol. Bine, mă durea în cor, dar zic așa ca idee. Totuși, de ce n-ai bat să-i pune numele Awake? Adică n-ai ce să faci, nu să te accepte nimeni în facțiune cu numele ăla. Adică bine, pot să-mi pun, exemplu, R. Awake, știi? Și nu-i luat, dacă nu-i luat, știi? Și cine n-ai așa ar pune numele ăla? De ce? Adică dacă faci o oră jucată, dacă alea vrei să aplici pentru ceva, o funcție sau vrei să intri într-o facțiune, o să pișe aia pe fața ta. Ce, de ce cu numele ăsta, bă? Ce, adică... Bă, ăsta e numele fondatorului, ce vrei? Copiatorului și alea, știi? Da, păi mie, mă rog. Adică, uite, eu mi-am găsit numele ăsta, Zetov, care nu a fost luat, pentru că, da, Raul 2, ca aparent, slash number... Number 440, slash SMS 73293. A fost luat! Prin surprinderea mea! Dar, nu, adică bine, prin nesurprinderea mea, pentru că știam că o să apară un troller care să-mi ia numele. I-am trimis așa două de alea de găsit. Eram sigur că o să-mi ia cineva numele până la urmă. Deci, da, pui mie. Vegeta, da. 73293. Fain nume. Da. Eu am sigur că o să-mi ia cineva numele. Da, mă rog, nu contează. Oh, 40.000. Hai să mergem să ne bagăm bani în bancă pentru să primim un payday cât mai mare. Da, nu mai știu cât am primit ultima dată PD, asta e 764, nu mai știu exact cât am primit PD ultima dată, dar știu că am primit destul de mare. Se framează cumva filmarea pe OBS sau mi se pare mie, nu, mi se pare. Uite, aici banca, hai să mergem să depozităm banii și după aia mergem să facem, stați un pic, mergem să facem următorul job, mă rog, să livrăm următoarea pizza. Mă, mi se pare mie sau framează, uite, mie merge, dar framează cumva pe OBS? Nu știu. Da, așa. Am văzut aseară că cineva a făcut abuz de nu știu ce bug la depozit 240.000. New balance 804.000. Bine, bă, un caca aproape. Și de-abia joc de câteva oră, cred că am. O oră și 50 de minute. Mă rog, o oră și 30 de minute am jucat-o, pentru că 50 aia 0.50 înseamnă jumătate de rău. Mamă, ce ia... Wow. Băieții, hai că... da, era acolo balamuc total, bă. Da, ce să faci? Hai, ce să faci? Ce somn eu e. Mi-i somn, dar am zis să fac, nu o să mă culc. Nu vreau să pierd ore jucate. Ca eu sunt prețioase. Acum ai fericire, acum ai skin 2 și nu mi-a dat nimic, bani, nimic, hello? Nu mi-a dat bani? A, ai câștigat 5.000, doamne, nici n-am văzut măcar că mi-a dat acolo. Fericire, acum ai skill, ai skill 2 pentru acest job. Cât mai trebuie să fac skill 3 skills? Pizza, oho, 34 de pizza, nu e chiar așa de ușor. Dar v-am zis, eu o să vreau să maxez pe jobul Pizza Boy. Mi se pare un job super șmecher, adică nu te plictisești ca la farm și le recomand și la ceilalți care nu au joburi să ia jobul Pizza Boy. Pentru că nu e așa de plictisitor. Adică bine, dacă tu vrei farm, ia-ți farm, dar zic așa, sau nu e așa de plictisitor ca farmul. La farm doar te învăț să încerci pe acolo, dar aici te plimbi prin oraș. Ce pui mei, lol. Mă rog, te plimbi prin oraș, alea, alea, cu tu-și pe ăsta. Băi, mâncați, ar trebui să ne trece, mă, ia. Aha, hai că-l ajung.
Hai mă că la jumă 157 cu mamă, 157. M-am prins mai înainte în pantă, gen acolo, știți voi, când te duci pe lăsă și sari acolo, unii sar pe aeroport direct. Am prins 180 cu fagiul, frate, 180 cu fagiul. Mani, mult, extremi, what the fuck? Da, și sper că vă place că am început să postez zilnic episoade de Samp, adică înainte nu mai postam chiar zilnic. Odată postam odată așa la o, două, trei zile, acum încerc să postez cât de zilnic pot, pentru că e vacanță și am timp. Plus că s-a deschis un nou server și am ce să fac aici. Bine, la un moment dat, dacă nu o să am nicio funcție nimic, și păsau să mă plictisez, adică așa ca idee. Bine, o facțiune, nu neapărat o funcție. Dar na. Funcție, la pentru mine, înseamnă leader, helper sau admin. Pentru unii funcție înseamnă și să fii rank 1, un paramedic în puii mei, deci da. Mă, eu la ora 4, 5 pe acolo, 4 jumate, 5, trebuie să plec să mă tund, după aia să-mi iau ață nouă la Kendama, pentru că știți că mi-am rupt-o. Că oricum la sat, la bunica mea, nu prea o să mă joc cu ea, dar zic așa ca idee, trebuie să mă duc să-mi iau, pentru că poate o să mă joc așa puțin. Chiar dacă la sat la bunica mea, cred că o să stau toată ziua, o să rup Sampu pe Nefrit, dar na. Bine, nu chiar toată ziua, că nimeni nu stă toată ziua pe Samp, direct. Cine ai? Exton care stă toată ziua pe Samp? Mă rog, poate există. De-aia mă să stau, o să stau mai, maxim 4-5 ore pe zi. Cum stau și acum, de fel, adică de-abia am făcut contul acum 2 ore și deja am o oră jumate, știi, jucată. Adică trebuie să joci, pentru că odată ce s-a deschis serverul, trebuie să joci, că după aia o să te întreacă alții la ore jucate și tu nu o să mai poți să faci nimic, ai nu? Oricum, fraților, eu o să încheie aici episodul ăsta, pentru că era filmăm de jumătate de oră. Hai să ne câți abonați mai am ca să vă mulțumesc, Sam, pentru ce să vă mulțumesc. Problems with... A, nu reclamă, nu. Asta nu, chiar nu se acceptă reclamă. Ia cam... stați un pic. Mulțumesc pentru 4626 de abonați, fraților. Bă, nu uitați să apăsați butonul de subscribe și noi ne vedem data viitoare. Salut!